Ziua de duminică, 1 mai, a fost un prilej de bucurie pentru iubitorii de flori care au fost prezenți la cea mai îndrăgită seră de flori din județul Mehedinți. Cu ocazia celei de-a treia aniversări, Pristol Green a organizat Ziua Porților Deschise, iar cei prezenți s-au bucurat de diversitatea și frumusețea florilor, muzică, voie bună și promoție atrăgătoare. Printre invitați s-a numărat și administratorul public al județului Mehedinți, Codruța Rogoveanu. La început a existat pasiunea, apoi a apărut ideea, iar acum s-a transformat într-o afacere de succes. Asta s-a întâmplat în cazul domnului Ionescu Iancu, care a reușit să înființeze unele dintre cele mai apreciate sere de flori din județul nostru. Astăzi organizăm a treia ediție a evenimentului intitulat Ziua Porților Deschise. Pentru că este sezonul de mușcate, avem covârșitor mușcate ca plante și, după cum vedeți, față de ediția de anul trecut, este mult mai diversificată gama de culori și de varietăți și sper să fie o zi de succes, cum a fost și acea de anul trecut. Oamenii vin să aleg singuri ce-și doresc. În acest weekend, Pristol Green a sărbătorit cea de-a treia aniversare alături atât de clienții fideli, cât și de toți iubitorii de flori, prin organizarea unei expoziții cu vânzare. Plantele de sezon sunt nelipsitele mușcate. E ceva foarte frumos. Ați cumpărat flori? Da. Ce fel de flori? Mușcate. Mușcate și nesa normale și curgătoare. Foarte frumoase. Veniți des aici? Da. Prețurile cum vi se fac? Acceptabile. Ce flori ați cumpărat? Mușcate. Englezești, românești, curgătoare. E prima dată când veniți? Nu. În fiecare an, de câțiva ani de când s-a deschis această seră, cumpăr în fiecare an. Îmi mai opresc ce mai rămân din cele vechi și ce restul completez. Localnicii și nu numai sunt încântați de produsele pe care Pristol Green le oferă spre vânzare. Sunt cumpărători care vin de la 10 de kilometri distanță pentru a cumpăra ghivecele cu flori, de o frumusețe nemai întâlnită, la prețuri foarte mici. Încântați de achizițiile direct de la producători, clienții pot chiar să-și personalizeze ghivecele în funcție de preferințe, acest lucru fiind un alt tatu care transformă această activitate într-o afacere de succes. Ați mai venit la Pristol Green? E prima dată când venim, sunt plăcut impresionată și mă bucur că există și la noi în județ flori, precum în Ungaria, precum la Alba Iulia și e foarte bine că și județul nostru este promovat prin frumusețe. Pristol Green se bucură de clienți fideli datorită pasiunii și grijii cu care fiecare floare este plantată și crescută. Realizarea unei sere de flori presupune o investiție inițială ca orice afacere, dar cererea pentru acest produs este permanentă și tot mai diversificată, bucurându-ne faptul că la nivelul județului nostru încep să apară din ce în ce mai multe afaceri, mai ales în mediul rural. Ca în fiecare an, Codruța Rogoveanu, administratorul public al județului Mehedinți, a fost prezentă la eveniment. Aceasta este cunoscută ca un puternic susținător al micilor întreprinzători locali, conștientizând cât este de important ca în județul nostru cât mai multe persoane să înființeze afaceri care să aducă plus valoare economiei județului. Vin cu drag la invitația domnului Iancu la acest eveniment. Este a treia ediție. Mulțumesc din suflet pe această cale domnului Iancu pentru invitație. Sunt foarte încântată de ce văd aici. Este raiul pe pământ, sau sunt foarte multe flori, o explozie de culori, clienți mulți, foarte multă lume. Este o pasiune a domnului Iancu, care necesită foarte mult timp, răbdare, multă muncă. Ionescu Iancu a renunțat la o afacere veche pentru a demara una nouă. Nu putem vorbi de regrete, întrucât cea nouă înflorește la propriu, chiar și în actualul context social.
Născută în urmă cu 10 ani într-o pasiune pentru plante, Pristol Green, a domnului Iancu, a ajuns să fie în doar 3 ani de când a început la propriu producția, una dintre cele mai apreciate sere cu flori din județul nostru și nu numai, frumusețea plantelor de aici fiind apreciată de oameni din toate părțile țării. Pe parcurs, practic m-am îndrăgostit de domeniul de activitate. Sunt tot mai mult implicat în producția de flori și practic a devenit o pasiune, pot să zic. Încercăm să fim la înălțime, la nivelul cerințelor publicului, care devine tot mai numeros cu fiecare zi, pot să spun, și producem pe serii, pe sezoane. Acum este sezonul mușcatelor, mușcatelor cu denumirea lor populară mușcata, și se numește pelargonium, peltatum și zonale, astea sunt zonale, și petrec 99,9% din timp aici, la locul de muncă, pot să zic. Ionescu Iancu, administratorul Pristol Green, ne-a vorbit despre cât de încântați sunt cei care ajung să le treacă pragul, neștiind ce să aleagă din multitudinea de plante pe care le găsesc aici. Ce părere au oamenii, clienți? Rămân plăcut surprins când le zic că avem două sere cu flori și intră într-una din ele și aleg din nou, zice, bun, să vedem și ce e în cealaltă. Și când intră și în cealaltă, zice, vai, dar nu te poți hotărâ. Atâtea culori, atâtea... Și sunt... E chiar interesant că unii vin montați pentru florile mușcatele curgătoare sau semicurgătoare și când le văd pe cele drepte, dar și de asta vreau, că uitați ce câte culori, nu pot să mă abțin. Și asta pentru mine, vă dați seama că este un lucru care mă bucură. Sau vin unii care preferă mușcatele astea drepte și pleacă cu același număr de mușcate și din celelalte curgătoare sau semicurgătoare. Deci, practic, vezi clientul că e mulțumit și încântat și e îmbucurător, nu? Deci, mai mult de atât, ce îți dorești? Ca omul să fie mulțumit când pleacă de aici și pe aia zic, mulți fac fotografii, dacă le zic, sigur, și postează și trimit la prieteni. Și, practic, ei îmi fac și reclamă la același timp. După ce că suntem mulțumiți, mai fac și reclamă la grupul lor de prieteni. Datorită prețurilor accesibile, Pristol Green livrează oriunde în țară prin intermediul online-ului. Pe pagina de Facebook, orice întrebare vă este lămurită de către angajați, iar dacă doriți să cumpărați direct de la sursă, vizitând totodată Oaza de Liniște, unde sunt amplasate cele două sere cu flori, programul este unul stabil de luni până duminică, în intervalul orar 8:20.